Zisa Domnul pilda aceasta. Unui om bogat i-a rodit țarina și se gândea în sine zicând, ce voi face, căci nu am unde să-mi strâng roadele mele. Dar și-a zis, aceasta voi face, voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi. Și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele. Apoi voi zice sufletului meu, suflete, acum ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău, iar cele ce ai strâns tu, ale cui vor mai fi? Așa se întâmplă cu cel care își adună comoară pentru sine însuși și nu în Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Iar Dumnezeu a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și toate cele ce ai strâns, ale cui vor fi. Iubiți frați și surori întru Hristos Domnul, binecuvântați oameni al lui Dumnezeu că la această oră ne ascultați pe internet. Dăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh pentru darul vieții, pentru darul vieții veșnice la care ne-a chemat prin însuși Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă ați fost atenți la cuvântul pericopei apostolice din duminica a 26-a după pogorârea Sfântului Duh, suntem îndemnați să fim fii ai luminii și nu ai întunericului. Suntem îndemnați să facem faptele luminii și să osândim faptele întunericului. Suntem îndemnați să mergem pe calea poruncilor Domnului nostru Iisus Hristos, lăsând la o parte toate cele ale lumii acestea. Pentru că știm că există, așa cum spune cartea psalmilor, două căi. Nu există cale de mijloc. Am mai spus aici în biserică de zeci de ori. Este o cale trasată până în veșnicie de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cale pe care s-au așezat însuși picioarele Lui sfinte, urmate de Sfinții Ucenici și Apostoli și noi toți cei care îl mărturisim și l-am primit pe Domnul nostru Iisus Hristos în inimile și în sufletele noastre ca Domn și Mântuitor. Amin. Și o cale a morții care duce spre iad, duce spre veșnicia împărăției demonilor, pentru că există două împărății. O împărăție a Domnului și o împărăție a demonilor. Dacă ați fost atenți, pentru că de fiecare dată când am vorbit de rugăciunea Tatăl nostru, am spus și noi spunem, vie Doamne împărăția Ta. Vină Doamne pe pământ și facă-se voia Ta. Asta înseamnă că Domnul în preștiința Lui, pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, știa că pe pământ nu se va face voia Lui. Știa că pentru cei mai mulți oameni, jertfa de pe cruce a fost în zadar. Deși Domnul s-a împăcat prin Fiul Său cu lumea, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, noi toți avem intrare slobodă în locul cel preasfânt, în Sfânta Sfintelor, adică în comuniune cu Dumnezeu. Noi putem vorbi cu Dumnezeu. Pentru că știm cu toți, așa cum spune Cartea Faptelor Apostolilor 4:12, nu există alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât Fiul Iisus Hristos, Domnul. Amin. Marele preot al mântuirii și răscumpărării noastre. Noi toți, de la vlădică până la opincă,
Suntem slujitori unii altora și lui Dumnezeu. Să nu puneți, scumpii mei, între dumneavoastră și Dumnezeu pe nimeni decât pe Iisus Hristos, Domnul. Noi n-avem voie să avem alți mijlocitori. Să nu puneți omul, să nu puneți vreun sfânt, să nu puneți pe nimeni, pentru că Domnul spune în Sfânta Scriptură că este urâciune înaintea Lui orice lucru pus între noi și El decât Fiul Său. Sfinții v-am învățat și v-am spus în biserică, de la Maica Domnului și până la toți cei care suntem vii, pentru că Dumnezeu stă și binecuvintează adunarea sfinților. Sfinții sunt indicatoare spre Dumnezeu. Le urmăm pildele, le luăm ca atare viețile și tot ceea ce ei au făcut, dar noi nu avem decât un răscumpărător, un mijlocitor, un stăpân, care nu este Iisus Hristos Domnul. Pe calea trasată de El și în adevărul Lui și spre viața veșnică, dar și în concret. Iubiții mei, am venit și în această duminică, prin Harul Lui Dumnezeu la biserică, am deschis ușa mântuirii. Am intrat pe porțile veșnicie, pentru că biserica, cum spuneam ieri, nu este decât o anticameră înaintea marei biserici, pe care Domnul nostru Iisus Hristos și-a asumat-o și al cărui cap El este. Pe această piatră, spune Domnul, voi zidi biserica mea. Deci biserica este a Lui. Biserica este a Lui să audă orice om de pe pământ. Nu pot să aud invitat, veniți la biserica noastră, veniți la cultul nostru, veniți la asociația noastră, veniți la comunitatea noastră. Nu! Nu! Greșim! Noi nu chemăm oamenii la noi și să nu faceți niciodată marea greșeală pe care încă o fac mulți astăzi. Noi chemăm oamenii la Hristos pentru că El ne-a chemat la El pe fiecare dintre noi. Slavă Domnului că am auzit glasul chemării Lui și n-am închis urechile la șoaptele Lui pline de har și de adevăr. Fiecare dintre noi, cum spune Sfânta Evanghelie, rătăceam, era ca niște oi pierdute fără păstor. Și Domnul ne-a chemat. Așa cum spune cuvântul Evangheliei, cuvintele Lui pentru noi sunt Duh și adevăr, iar noi am auzit aceste cuvinte. Doamne, Te rugăm ca prin cuvântul Tău cel Sfânt, pe care ne l-ai pregătit astăzi, prin Duhul Sfânt, să luminezi sufletele și inimile noastre, să ne dea har și putere ca să mergem înainte, Doamne. Să nu ne temem, pentru că creștinii nu se tem. Domnul spune de 365 de ori în Sfânta Evanghelie, nu te teme, iată Eu sunt cu tine, iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Scumpii mei, în fiecare început de liturghie mă rog Domnul și zic, Doamne, cercetează poporul Tău prin cuvânt de rugăciune. Și astăzi, citind rugăciunea antifonului al treilea, m-a cercetat Dumnezeu și vreau să vă împărtășesc, deși eu spun cu gloas tare și dumneavoastră o știți, dar m-am oprit la un cuvânt. Și apoi vom intra în subiectul predicii de astăzi. Rugăciunea spune așa, rugăciunea pe care preotul o spune în taină, în timp ce se cântă fericirile. Cel ce ne-ai dăruit nouă, atenție, aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite. Deci Domnul ne-a pregătit și ne-a dăruit rugăciunile sfinte liturghii, prin sfinții insuflați de Duhul Sfânt, în cazul de față Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce și la doi, atenție, și la trei, care se unesc în numele Tău, noi ne-am unit în această zi sfântă, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi pentru El am venit. Noi pentru El răbdăm și frig, pentru El ne pierdem vremea, cum spun unii, mă, nu vă mai duceți la biserică, nu mai pierdeți vremea în zadar. Mai credeți voi în prostii de alea care numai babele mai cred? Domnul să aibă milă de ei. Pentru că El la rândul Lui își pierde vremea cu noi atunci când facem păcate, atunci când întoarcem spatele Lui și spunem, Doamne, nu vreau să se facă astăzi voia Ta, ci voia mea. O să vedem astăzi în Evanghelie bogatul. Toate ale mele, ambarele mele, bogățiile mele, ați văzut, am subliniat cuvântul ale mele. Dar oare ce ai, omule, să nu fi primit?
Deci care se unesc în numele Tău, ai făgăduit, atenție, să le împlinești cererile. Domnul ne promite prin Sfânta Evanghelie că toate cererile cele spre mântuire, așa cum spune, însuși acum plinește cererile cele spre mântuire ale robilor Tăi, dându-le nouă în viacul de acum cunoștința adevărului Tău. Este extraordinar lucru să cunoști tainele Împărăției Lui Dumnezeu și adevărurile de credință pe care le-a lăsat Dumnezeu și în cel ce va să fie viața veșnică. Scumpii mei, dându-ne nouă în viacul de acum cunoștința adevărului Tău, Domnul nostru ne spune în Sfânta Evanghelie după Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face cum? Liber, slobos. Păi un om liber nu se teme de nimic, nu vă supărați. De ce nu mai vin astăzi creștini la biserică? Pentru că totul este scris. În cartea adevărului vieții urmează ce? Vorbeam aseară cu fratele la masă. Lepădarea de credință. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Doamne, fă-ne să înțelegem că așa cum Tu ai suferit, trebuie să suferim și noi. Așa cum Tu ai fost batjocorit, trebuie să fim batjocorit și noi. Așa cum Tu ai fost arătat cu degetul, scuipat, bătut, lovit, onegrit, pus la colțul acestei vieți, așa trebuie să se întâmple și cu noi. Dar Domnul ne spune, îndrăzniți! Nu vă temeți! Eu sunt cu voi! Nu vă temeți! Cine vrea să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să treacă neapărat prin cruce. Amin. Cruce înseamnă suferință. Amin. Noi știm cu toții că există un botez al suferinței. Unul dintre cele 5 botezuri care se află pe pagina Sfintei Scripturi. Acolo când spune Sfânta Evanghelie, o singură credință, un singur botez, unii înțeleg că e botezul catolic. Alții că e botezul ortodox, alții că e botezul pentecostal. Nu! Greșit, fals! Cercetați Scripturile oamenilor lui Dumnezeu. Este botezul nașterii din nou. Pentru că ne spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, dacă nu vă veți naște din nou, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nicodime, ești preot în casa lui Dumnezeu și cunoști adevărul, dar dacă nu te vei naște din nou, nu vei putea vedea Împărăția lui Dumnezeu. Cum, Doamne, să mă întorc din nou în pântecele mamei mele? Eu nu ți-am spus să te întorci în pântecele mamei tale, că ceea ce e născut din carne este carne. Ceea ce este născut din Duh este Duh. Deci voi să vă nașteți din apă și din Duh. Vedeți că nu-i suficient, cum a spus o biserică și a subliniat și a bătut monedă. Nu-i suficient botezul. Botezul nu este mântuitor dacă nu avem botezul nașterii din nou. Citiți întâia epistola Sfântului Apostol Ioan. Nașterea din nou se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde noi și odată cu noi, cuvântul lui Dumnezeu aduce Duhul lui Dumnezeu care schimbă firea omului, care schimbă mintea omului, gândurile omului, acel metanoia despre care tot vorbesc Sfinții Părinți și care aduce pocăința, credința urmată de botezul nașterii din nou și, bineînțeles, mântuirea și darul vieții veșnice. Deci, dă-ne de acum cunoștința adevărului Tău. Acum dă-ne cunoștința adevărului Tău, Doamne, că nu vom putea intra în veșnicia cea adevărată fără ca să cunoaștem și să trăim de pe pământ adevărul. Unii își imaginează că se vor trezi așa în Împărăția lui Dumnezeu și va zice Domnul, primiți-l și pe el, că el sărăcuțul duminica a stat în pat cu cafeluța, cu ceiuțul, cu biscuitele, s-a uitat la știri, câți ori mai îmbolnăvit de covrig, câți ori mai plecat pe panta cealaltă și așa mai departe. Băgați-l și pe el, că el săracul nu a auzit. Măi, omule, în casa ta, uite-ți vine cuvântul lui Dumnezeu. Dar ai libertatea de conștiință în a alege, pentru că Domnul îți respectă alegerea. Cum să iubești pe fratele Ovidiu doar de frică că îți dă o palmă? Așa și imaginează unii. Cum să iubești pe sora Maria doar de frică că nu spune felul doi pe masă? Asta nu-i dragoste. Domnul ne spune clar. Mă iubiți pentru ceea ce sunt eu, nu pentru ceea ce văd.
Căutați mai întâi fața mea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Noi n-avem un Dumnezeu, v-am mai spus-o aici, cu pliciul, care așa și imaginează omul, care abia așteaptă să faci un ori. Las că așa-i trebuie. Nu, ăsta nici Dumnezeu creștinul. Dumnezeu nu oposește iertând, spune Sfânta Scriptură. Avem un Dumnezeu plin de milostivire. Niciunul dintre noi n-am fi meritat să fim astăzi aici. Niciunul dintre noi. Dar dacă Dumnezeu ne-a adus aici, înseamnă că încă mai avem de lucru pe pământ. Încă eu mai am de vorbit în numele Lui. Încă tu mai ai de ascultat cuvintele Lui. Încă eu mai am de lucrat la pocăință ca și tine. Încă eu mai am de descoperit tainele Lui. Pentru că Dumnezeu vrea să ducă în cer oameni desăvârșiți, că altfel va râde diavolul de toată lucrarea răscumpărării lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și va spune, cum duci vasul acela care nu-i terminat, omul acela care nu-i desăvârșit, nu vezi că mai are impurități, bagă-l în foc și lămurește-l dacă merită să fie dus în cer sau nu. Pe fiecare Dumnezeu, în lucrarea noastră și cu faptele noastre și cu toate ale noastre, într-o zi ne va trece prin proba focului. Mulțumiți Domnului că treceți prin încercări. Priviți partea bună a paharului, cum se spune. Luați ceea ce este spre binecuvântare și dați deoparte de la dumneavoastră cele care nu sunt de folos sufletului și trupului dumneavoastră. Astăzi, cu ajutorul Sfântului Duh, despre suflet, despre trup, despre bogăție în Hristos și despre toate cele câte va vorbi Dumnezeu să ne vorbească. Scumpii mei, în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, avem pilda bogatului care i-a rodit sabina. Dumneavoastră știți că am întors această pildă pe toate fețele. La un moment dat am vorbit și nu spun eu, spun Sfinții Părinți, că ar fi același tânăr care a venit încă de la vârstă fragedă și a pus Mântuitorul întrebarea, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Alții spun că ar fi același bogat care l-a avut la poarta lui pe Lazar și că, de fapt, continuarea acestei pilde, vedeți, care vine imediat după pilda bogatului și al lui Lazar, ne dă nouă de înțeles că omul care trăia în casă și nu-și vedea de aproape ar fi același bogat care Dumnezeu i-a făcut și țarinile să rodească doar de s-a milostivit de amăritul acela. Dar, dacă suntem atenți, așa cum v-am învățat întotdeauna când deschide Sfânta Scriptură, chiar dacă auziți o pericope evanghelică citită la altar, citiți câteva versete mai înainte ca să vedeți de ce vrea să spună Domnul pilda aceasta. Care este ideea pentru care Domnul spune această pildă? Și pilda o găsim, în, așa cum am spus, în capitolul 12, dar Domnul spune pilda aceasta începând cu versetul 13, pentru un motiv anume. Și zice așa, unul din mulțime, un om, a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Versetul 14. Omule, i-a răspuns Iisus, fiți atenți, cine m-a pus peste mine judecător sau împărțitor, permiteți-mi să parafrazez, sau notar, peste voi. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel, atenție, de lăcomie, de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Scumpii mei, când ne vom înfățișa înaintea marelui judecător, pentru că le știm cu toții că Domnul va veni ca judecător de data aceasta. A venit ca mântuitor și a făcut lucrare. Nu vom merge cu cefeurile după noi. Nu vom merge nici cu banii, nici cu conturile. Nu vom merge nici cu diplomele. Nu vom merge cu nimic din realizările acestei vieți. Mă refer a realizările noastre, care ne dau nouă statutul de om. Om cu înțelepciune, om cu meserie, om cu diplomă, om în societate. Nu! Vom merge atâta de goi și de dezbrăcați de toate înaintea Lui, și trupește, și sufletește, vorbesc, încât toate lucrurile acestea nu ne vor ajuta
la absolut nimic. Am întors pagină după pagină pe Sfânta Scriptură și am aflat în Eclesiastul, în 6:2, zice așa, este de pildă, vedeți Eclesiastul, cu atâția ani înainte, zice, un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce îi dorește sufletul. Fiți atenți! Dar Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele, ci un străin să se bucure de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Scumpii mei, am mai spus-o aici și vă îndemn. Aveți copii, aveți nepoți, împărțiți-le averea cât timp sunteți în viață. Dacă vreți să le dați ceva, dați-le acum. Dacă nu, dați-le cel puțin o binecuvântare și spune Domnul Iisus să te binecuvinteze, să te dezlege de toate bogățiile și averile acestei lumi ca să-ți facă sufletul un cor și el să se poată ridica spre înălțimile cerești. Pentru că bogățiile, averile și toate posesiunile legate de inima omului nu fac altceva decât să lege ca o ancoră sufletul nostru și să nu lase să se elibereze, să urce spre împărăția lui Dumnezeu. Atâția oameni care vin la biserică, după ce pleacă de la biserică și l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, se duc acasă și își numără fișicurile și își verifică contul din bancă că nu i-a luat statul un leu sau nu știu ce. Măi, scumpii mei, noi n-avem nimic fără să fi primit. 1 Corinteni 4:16. Ce lucruri ai pe care să nu le fi primit? Și dacă le-ai primit, auziți, de ce te lauzi ca și cum nu le-ai fi primit? Adică să spui, Doamne, dar primeau asta meritelor mele. Dar n-am muncit eu, dar n-am lucrat eu, dar nu m-am spetit eu, dar n-am stat eu nopțile, dar n-am pierdut eu atâta vreme. Și zice Domnul, nebune. Nebune! Dar cine ți-a dat putere? Dar cine ți-a dat sănătate? Dar cine ți-a dat hrană, înțelepciune? Dar cine ți-a dat tărie oaselor și trupului? Toate astea de unde le-a avut? Pentru că medicii și felcerii, cum îmi place mie să le spun la oamenii ăștia care ne dau medicamente, nu vindecă boală, ci Domnul vindecă boală. Este doar o amăgire. Că ne vindecă un medicament sau un tratament. Domnul vindecă. Uitați-vă că același tratament nu se potrivește la nemulți. Exact cum același cuvânt al lui Dumnezeu pentru unul cade într-o pământ bun și aduce rod și pentru unul trece ca voză prin lobodă. Domnul își proslăvește numele de cei care ascultă cuvântul. Scumpii mei, omul fără minte poate să spun așa, roadele mele, hambarele mele, bunătățile mele, sufletul meu, trăiește, mâncă, bea, veselește-te că de acum conturile ți-s pline, hambarele ți-s pline și așa mai departe. Atâta pres pe suflet după bogățiile acestei lumi, când Domnul spune clar că niciun suflet de pe pământ nu poate să fie cumpărat de toate bogățiile acestei lumi. De ce? Pentru că sufletul tău și sufletul meu este în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă Domnul n-ar fi rostit pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, ne-am fi putut lăuda cu realizările noastre. Dar Domnul a zis, Tată, iartă sufletul lui. Tată, ai milă de ea. Tată, binecuvintează-o. Tată, pentru el a murit. Jertfa Domnului nostru de pe cruce dă valoare sufletului tău, dar numai când ai venit cu el la picioarele crucii, prin pocăință. Numai când ai înțeles că avem aici pe sora Ana care stă pe genunchi în timp ce se predică. Ea a înțeles că nu vorbește Părintele Dani acum. Înțeles că vorbește Domnul. Ea dă slavă lui Dumnezeu că atâtea colege de ale ei, de pe pământ, din generația ei, nu mai sunt la ora asta. Nu pentru că au murit de covrig. Și nu mai sunt. Nu mai sunt. Ea dă slavă lui Dumnezeu că astăzi poate auzi cuvântul lui Dumnezeu. O, dacă am fi atâta de conștienți. Doamne, să-mi dai mie harul să mai aud o predică. Doamne, să-mi dai mie harul să mai particip la o liturghie.
Doamne, să dai mie harul să mă împărtășesc cu trupul și sângele Tău. Când atâția oameni au plecat deja în veșnicie. Doamne, cu ce sunt eu mai bun? Ce merite deosebite am eu să fiu astăzi aici și nu acolo? Și Domnul, știți ce spune? Îmi place de tine. Îmi place de tine. Dau popoare pentru tine. Vreau să fac din tine un eu, un alt eu. Investesc în tine pentru că știu că într-un timp mă pot folosi de tine pentru răscumpărarea și mântuirea celor din jurul tău. Îmi place de tine. Am o lucrare cu tine, spune Domnul. Ăsta este răspunsul. Am o lucrare cu tine. Deci primul lucru, ce ai omule să nu fii primit? Ăsta își arăta spre el. Am berele mele, bogățiile, mă mâlc și mă binecuvânta Domnul. Dar ce ai să nu fii primit? În Eclesiastul 5:19 zice așa: dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Bogaților, treziți-vă că tot ce aveți este de la Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu și voi nu sunteți decât administratori. Cu alte cuvinte, ți-a dat Domnul mai mulți talanți decât celuilalt. Dar va cere socoteală pentru ei. Ce ai făcut cu ei? Viața unui om, scumpii mei, nu depinde de ce posedă. Ne învață Evanghelia după Matei, capitolul 16:26, că zice: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Îți dai seama cât ești de important. Toată lumea s-o câștigi dacă îți pierzi sufletul egal cu zero. Așa că, Doamnă Cântăreață, nu-i spun numele aici, nu-ți mai cumpăra insule nu știu pe unde. Pentru că dacă îți pierzi sufletul și nu te pocăiești și nu vii pe calea mântuirii și a credinței, toate sunt în zadar. Luca 12:15: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Știți cu toții că banul este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani, 1 Timotei 6:10. Ce lecție, scumpii mei, ne-a dat Iov, marele om, un om mare, lăsat de Dumnezeu pe pământ. Plin de înțelepciune spunea așa: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Iov 1:21. Ce lecție binecuvântată de viață pentru toți muritorii de râd, cum spunem noi. Dar ce lecție ne dă Domnul Iisus Hristos în Marcu 10:24, că zice: nu puteți sluji la doi stăpâni. Lui Dumnezeu și mamonei. Lui Dumnezeu și banului. Nu puteți sluji. E adevărat. Domnul spune: dă plata lucrătorului, și aici vorbește cu patronii noștri. Da? Ferice de cel care lucrează, sau spune în altă parte, cel care nu muncește nici să nu mănânce. Da? Plătește. Plătește plata lucrătorilor tăi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne legăm inima. Și zice Domnul clar: dacă veți avea ce mânca și ce îmbrăca, vă va fi de ajuns. Scumpile, pentru ce 14 camere? Pentru ce nu știu câți sute de metri pătrați? Când averea fiecare dintre noi și culmea că nu e scrisă în CF-ul niciunui notar. N-am văzut pe la notariate să-și cumpere omul 2 metri pe 1. Aia averea noastră. 2 metri pe 1. Și dacă ați vedea ce-i sub lespele de marmură, unde apare poza lui și zice: aici odihnește robul lui Dumnezeu. Chiar așa? Chiar așa fă robul Domnului? Chiar așa? Că nu cerceta biserica numai în Paște și în Crăciun. Și atunci a venit ca să primească, nu să dea.
aici se odihnește sub această lespede mare. Ne va arăta Domnul cine se odihnește sub lespezi spolite cu aur și va scoate Domnul din pământul ăla care acum e neted, peste care călcăm de multe ori în cimitire, unde juțaciul amărât care l-a îngropat cu ăștia de la Idilu sau de la primărie. M-a fost fratele Mihai, tata lui Vasile, Domnul să-l binecuvinteze, care a slujit toată viața lui și pe preot și biserica. O murit tot amărât și sărac și Domnul să aibă milă. Și când e vorba să capete și copiii lui un scaun în biserică, care culmea cercetează biserica, bă, nu-i voie, că n-au diridari, că să licitează scaunele la noi, să cumpere casa lui Dumnezeu, o, scumpii mei, o, scumpii mei, cum să cumpărăm casa lui Dumnezeu? Ieri spuneam, în adunarea fraților evanghelici, ați făcut din casa tatălui meu o peștere de tâlhari. Să nu mai veniți aici, spune Domnul Iisus Hristos, spune că nu veți învăța să plângeți, căci casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și voi nu știți nici Tatăl nostru. Iov zice, spune așa, gol am ieșit, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul ne spune clar, Matei 6:21, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Mergeți cu tot ce aveți înaintea Domnului și spuneți azi, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Tu mi-ai dat. Doamne, îți mulțumesc, m-ai pus administrator pentru ele, dar toate sunt ale tale. Doamne, dispune de toată averea mea după placul tău. Dezleagă-mă, Doamne, să nu cumva să am inima legată, că dacă sufletul meu va pleca la noapte, la cer, să nu mă tragă înapoi vreo avere, să nu mă tragă înapoi vreo posesiune, să nu mă tragă înapoi vreo balanță contabilă neîncheiată. Încheiați-vă conturile. În fiecare zi când a spus, Doamne, dă-mi pacea și liniștea somnului și Duhul Tău cel Sfânt și Îngerii Tăi să învegheze somnul. Să aveți toate lucrurile rânduite cu tot și cu toate. Apoi lăsați-i să-și lege inima de bani, Domnul să aibă milă de ei și de averi și de posesiuni. Dumneavoastră să fiți liberi. Averea voastră este în cer. La masa stăpânului, care e o masă bogată, la masa Domnului sunteți chemați. Ieri ne-am așezat la masa fratelui Luci, Domnul să-l binecuvinteze. Și câte bunătăți au fost pe masă. Și ce frumoasă primire. Și cât ne-am bucurat și el de noi și noi de el. Și așa mai departe. Dar vă puteți imagina, numai să vă gândiți, să închideți ochii. Doamne, oare cum va fi la masa ta? Ce va fi acolo pe masă? Din ce ne vom înfrupta noi? Ce bucurie, ce cântare, ce rugăciune neîncetată, ce îngeri vor cânta acolo. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, în 1 Timotei 6:10, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Să nu iubiți cumpii mei. Chinezii o ras, acum cu covrigul ăsta, ca să nu se infecteze. Bine-l făcut. După Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să învățăm să ne îmbogățim în Dumnezeu. Ce înseamnă a fi bogat în Dumnezeu? Înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, spune Evanghelia, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Să-L cunoști pe Dumnezeu, indiferent în ce loc ești, indiferent la ce oră ești, când pui genunchiul la rugăciune să știi că Domnul te ascultă, când strige la El, cum spune în Evanghelia, când strigă un credincios, eu îl ascult. Îmi plec urechea, sunt acolo lângă El. Al cunoaște. Prin împăcarea cu Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu ne îmbogățește. M-am împăcat cu Dumnezeu, sunt bogat. Pot intra la masa stăpânului fără nicio opreliște. Și în Evanghelia după Ioan ne spune în capitolul 3 să fim născuți din nou. Asta înseamnă să ne îmbogățim în Dumnezeu. Scumpii mei, căutați îmbogățirea în Dumnezeu. Îl ascultam săptămâna asta pe un preot
nu-l cunosc și nu am reținut numele, dar spune așa, măi, zice, câtă informație duhovnicească este la ora asta la dispoziția tuturor. Și omul alege pace. Mașinile noastre, dă-i pe manele, dă-i pe știri, dă-i pe muzică și pe retro, dă-i pe melodia lui Pariză. Și știți voi, am mai cui, când la numai o jumătate de frecvență este Trinitas, este Alfa și Omega, este Speranța. Călătoresc câte 500 de kilometri și atâta mă bucur că pot asculta mai multe radiouri creștine în funcție de frecvența care o am pe drumul respectiv. Și ascult și de la frații noștri ortodoxi, ascult și de la frații evanghelici, și de la penticostali, și de la baptiști. Și mă încarc cu atâta bucurie duhovnicească prin cântări și prin predici și așa mai departe. Cumpărați-vă că toți aveți și puneți-vă o pereche de căști în urechi și puneți-vă câte o predică și puneți-vă câte o cântare. Puneți-vă ceva ce vă place. Dumneavoastră credeți că eu în zadar înregistrez predicile astea ce le transmit. Dumneavoastră știți că pe mine mă sună oameni după 3 luni după ce am predicat. Și mă caută și scriu pe internet. Părinte, mie mi-a vorbit Domnul duminica aia. Vai prost am fost. Nebun am fost. Că nu m-am dus la biserică în duminica aceea. Că era pentru mine predica. V-am prieten în listă, părinte. Și am ales să dorm cu o oră mai mult. Când Duhul lui Dumnezeu vorbea mie, măcar să fi deschis minunea asta de internet. Duhul lui Dumnezeu mă cerceta prin calculatorul de la un metru de mine. Prin televizorul de la un metru de mine. Pentru că Dumnezeu merge și după ei. Cum ne învață în Evanghelie? Lasă 99 de oi deoparte pe noi, care suntem în staul, care suntem aici, care suntem păziți. Și merge după amărâtul ăla. După tine merge, frate și soră, care asculți predica asta. După tine merge. Pentru tine e predica asta. Dumnezeu vrea să se milostivească și de tine. Domnul ne cheamă să fim bogați, să ne îmbogățim în El. Cel mai amărât, cel mai neînsemnat om, care nu are, poate nici să-și cumpere un cozonac acum de sărbători, dacă l-are pe Hristos, este cel mai bogat om de pe pământ. Să audă domnul Bill Gates, că e mai bogat ca el. Că dacă l-ai pe Hristos, ai totul. Și dacă nu l-ai pe Hristos, n-ai nimic. Ziceți amin. Amin. A trăi într-un mod pe care el să-l aprobe, în pacea conștiinței și a mulțumirii inimii și a Duhului. La orice oră din zi și din noapte, dacă va veni Domnul, să ai conștiința liberă că ți-ai împlinit misiunea, ți-ai făcut datoria pe pământ. Vin îngerii și te duc acasă. Vine Domnul personal și zice, vină o slugă bună, intră în bucuria stăpânului tău. A fi bogat față de Dumnezeu înseamnă a educa și nobila sufletul omenesc după imaginea Domnului nostru Iisus Hristos. El este imaginea noastră. Că tot ne căutăm noi să ne facem idolii și generațiile noastre și generațiile actuale își caută tot felul de idol. El este imaginea noastră. Trebuie să ne identificăm cu El. Trebuie să se vadă El în noi și noi în El. Cum spuneam duminica trecută, Domnul nu va lăsa într-o groapă de pământ la 2 metri sau la 1,5 metri, trupul și sângele lui, creștinul lui, cel care a făcut legământ cu el, omul care s-a dat lui, n-are cum să-l lase acolo, pentru că nu-i locul lui acolo. Deschid pagina de pe internet și văd cum mai scoate Domnul câte un suflet dintr-un coșciuc sau, mai știu, dintr-o groapă de pământ. Bat din frații catolici, ba de la ortodoxi, mai trec oamenii pe lângă morminte și mă, parcă miroasa mir aici, ia să vedem ce e aici. Și mai găsesc câte un suflet neputrezit. Tocmai ca să ne arate
că omul care investește în banca lui Dumnezeu, care se îmbogățește în Dumnezeu, Dumnezeu îl sfințește și în moarte și nu lasă să putrezească. Pentru că în el se află Hristos. Amin. Și Domnul Iisus Hristos este stăpân peste viață, peste moarte și peste locuința morților. Chiar dacă ar fi să umbli prin valea, umbra morții. Psalmul 23, în unele traduceri, Psalmul 22. Chiar dacă ar fi să umbli prin valea umbrei morții, să nu te temi, eu sunt cu tine. Măi, umbra unui câine nu te poate mușca, umbra morții. Te trece Domnul printr-o umbră, dar El e cu tine. Chiar dacă ar fi să treci prin umbra morții, nu te temi, eu sunt cu tine. A fi bogat înseamnă a avea imaginea Domnului Iisus Hristos necurmată înaintea ochilor tăi. Numai pe El să-L vezi. Numai pe El, și dacă te duc ăștia cu porcăria aia de izoletă. Numai pe El să-L vezi. Doamne, nu-i nimic, Tu ești cu mine. Domnul îți va spune, eu sunt cu tine. Numai pe El să-L vezi înaintea ochilor tăi. Din bogat cum era, Iisus s-a făcut sărac pentru noi ca să ne îmbogățească pe noi. Doamne, Tu știi posesiunile mele, dar vreau să fiu bogat în Tine. Îmbogățește-mă, Doamne. Cereți astăzi în rugăciunea stăluitor. Doamne, îmbogățește-mă în Tine. Eu tânjesc după bogățiile Tale care sunt eterne. Nu după bogățiile acestei lumi în care zice le fură hoții, le sapă și le mănâncă rugina. Îmbogățește-mă în Tine, Iisuse Hristoase, și voi fi cel mai bogat. Fiți atenți ce îi spune Pavel lui Timotei, în 1 Timotei 6:17. Este mesaj direct pentru oamenii care nu au înțeles mesajul Evangheliei și pentru oamenii care caută încă să se îmbogățească. Pentru oamenii care decid, în ghilimele, cred ei, soarta acestei planete, spunem, bă, lasă să secerăm 2 treimi, să rămânem numai 1/3, ca să trăim noi ca belfării. Nu, nu. Fiți atent ce spune Timotei în 6:17. 1 Timotei 6:17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngâfe. Și să nu spună nădejdea niște bogății nestatornice. Și în Dumnezeu. Acum Dumnezeu le predică la bogați. Dacă am avea măcar unul pe recepție. Dar Domnul, cum spune, niciun cuvânt de-a Lui nu rămâne fără rost. Vor auzi predica aceasta, numai să nu fie prea târziu. Deci îndeamnă pe bogații viacul acesta să nu spună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de El. Amin. Dacă ai o bucată de pâine, dă slavă lui Dumnezeu, ca altul nu are. Povestea fratele Vladimir, Domnul să-l binecuvinteze, că știu că predică la ora asta. De multe ori sunt în duh cu el. Deși la mulți le este ciudă pe mine. Dar este omul prin care mie mi-a vorbit Dumnezeu. Cum să nu dau cinste acestui om? Cum spun alții, noi avem pe Sfântul Pavel. Noi avem pe Sfântul Vasile cel Mare, oameni care au fost transformați de viețile acestor oameni. Pe cum să nu dau slavă lui Dumnezeu dacă s-a folosit de el să vorbească personal? Că s-a dus, frate scump, în Africa și era atât de cald și pentru că vorbeau și pregăteau acolo oameni ca să propădească cuvântul lui Dumnezeu, le dădeau cola, sticle de cola sifonate. După ce au băut mai mulți păstori și cu frații de acolo, au venit niște amărâți din aia de copii cu burțile în față, schelete, și s-au bătut a cui să rămână sticla goală. A cui să rămână sticla goală de Coca-Cola. Și eu v-am mai spus aici în biserică, că 86% din populația planetei a auzit de Coca-Cola. De aia spunea cineva că tinerii ăștia, generația Coca-Cola. Dar numai 62% soră Maria a auzit de Iisus Hristos. Amin. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Mare de caz. Creștinii, tac.
Se face reclamă, uitați-vă. Sărbătorile vin, sărbătorile vin. Iară vine moșul, iară vin clopoței, iară sărbători fără Hristos. Și ne mirăm de ce se închid bisericile, ne mirăm de ce stăm acasă și se deschid numai supermarketurile. Noi suntem de vină. Pentru că atunci când au fost deschise, nu le-am umplut, nu le-am cercetat. Vrem spitale, nu catedrale. Noi am strigat. Vrem spitale, nu catedrale. Am strigat așa. Eu nu. Dar cei mai mulți au spus lucrul ăsta. Spline. Vrem spitale. Spline. Ferește-ne, Doamne. Ferește-ne, Doamne, de cuvântul păcătosului. Aveți grijă ce vorbiți, că s-ar putea să se împlinească. Aveți grijă ce spuneți în viața dumneavoastră. Că s-ar putea să vă dea Domnul după gură. Vrem spitale, nu catedrale. Spline. Asta ați vrut, asta aveți. Grădina Maicii Domnului. Popor binecuvântat de Dumnezeu. Și să pună nădejdea niște bogății statornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din veșug ca să ne bucurăm de El. Auziți ce le spune la ăștia? Îndeamnă-i să facă bine! Să fie bogați în fapte bune! Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții! Să fie darnici bogați! Așa să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață veșnică. Spuneți-le când îi întâlniți, când vedeți că se dau jos din mașinile alea care nu se mai gata, când apare câte o mașină, parcă nu mai e pe stradă. Nici nu miroasă carburantul din ea, parcă merge cu aer. Spuneți-le când se dau jos și a spus tatăl acelui secretar de stat, primului ministru, auzi, numai atâta spune, tu dacă mor la noapte, unde să se duce suflet? Aveți autoritate din partea lui Dumnezeu și binecuvântare din partea mea să le spuneți lucrul ăsta. Amin. Auzi tu, dacă pleci la noapte, unde te duci? Numai atâta. Cercetați-i prin această întrebare. Scumpii mei, Proverbe 11:28, cine se încrede în bogății, va cădea, dar cei neprihăniți vor înfrunzi ca frunzișul. Să nu vă puneți nădejdea în nimic. Averea dumneavoastră, cum zice fratele Nicu, și pe mine, și dulap. Ați înțeles? Averea voastră să fie Hristos. Nu vi-l poate lua nimeni niciodată. Tatăl meu fie iertat, zice așa, măi Dani, o să fii mare și o să fii stăpân pe niște lucruri. Să te gândești că tot ce ai în tine este valoros, nu ce ai pe lângă tine. El zice, eu sunt electrician, el a fost electrician toată viața, un om jos cu pălăria cunoscut, nu laud eu că e tata, laudă cei care îl cunosc și l-au cunoscut. Dar zice, ce-mi poate lua, spunea domnul Emil, ce-mi poate să-mi ia șurubelnița, meseria rămâne, mă, că e mine, o am în mine. Așa și Hristos, dumneavoastră care vă împărtășiți cu El, care îl credeți, care îi citiți cuvântul, este în voi, nu vi-l poate lua nimeni. Nu vi-l poate lua nimeni. În orice văgăună v-ar băga, în orice loc v-ar duce, Hristos cu voi. Amin. Zice, amin. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Chiar dacă acum, nu înțelegem, Doamne, dar chiar așa, ce bine e pe pământul ăsta? Și zice Domnul, nu vorbesc de binele vremelnic, ci de binele veșnic. Psalm 33:10. Că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. Iona 4:2. Dumnezeul nostru este bogat. Și poate va spune cineva, oare ce are părintele Dani cu bogat în duminica asta? Au făcut răbul bogat. Haideți să vă spun printr-un verset că nu toți bogații sunt nebuni și n-am nimic cu bogații. Zice, spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. Și a cerut de la Pilat trupul. Cum era asta? Bogat, dar și
ucenic al lui Iisus. Bogații nu vor merge în iad pentru că sunt bogați, așa cum săracii nu vor merge în rai pentru că sunt săraci. Asta nu este o condiție a intrării sau a neintrării în veșnicie. Nu! Dumnezeu nu se uită la posesiile noastre, ci se uită la inima și la suflet. Vitare. La inima și la suflet. Amin. S-a îmbogățit în mine. Are bagajul meu cu el. Și-au făcut bagajele. Ce a făcut Iisus? Ca să ne dea exemplu, că a zis că luăm pe el. El este călăuza noastră. Auziți? Căci cunoaște harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni 8:9. Este un lucru de neînțeles, frate. Deci să ai toată bogăția de pe pământ, să trăiești în veșnicie și să spese de niște nimuruci făcuți din plastelina acestui pământ. Și când s-a pus întrebarea în cer, s-a făcut tăcere de o jumătate de oră, cine se duce pentru ei? Și n-am auzit niciun arhanghel să fi zis ceva. Și n-am auzit niciun serafin. Și n-am auzit niciun înger. Și am auzit glasul mielului din seminția lui Iuda. Mă duc eu. Mă duc eu pentru ei. Tată, mă duc eu. Pentru că numai în felul acesta dreptatea divină era satisfăcută. Trebuia să meargă cineva din exteriorul acestei planete ca să împace lumea cu Dumnezeu. Altfel, jertfa ta, jertfa mea, cum își imaginează unii, bă, ce fapte trebuie să mai fac să mă primească Domnul în împărăție? Nimic! Niciuna! Toate faptele tale sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. A făcut El totul, vină la El, așa cum ești, așa cum sunt la tine, vin. Totuși imaginează-mi, bă, dar n-a făcut destule mătănii, n-a făcut destule genoflexiuni. Mai trebuie să fac niște educație fizică. De o lună de zile mă gândesc, cum fac ăștia educație fizică online? Parcă îi văd pe copiii noștri sărind în casă. Exact. Educație fizică și sport online. Căci cunoaște harul Domnului nostru Iisus Hristos, exemplul lui, s-a sărăcit pe el, s-a dezbrăcat, uitați-vă. Toți suntem îmbrăcați azi. Și el e singurul care stă dezbrăcat. Din pudoare, v-am mai spus, crucifixurile au în jurul brâului ceea ce vedeți. Domnul nostru a fost dezbrăcat, cum se spune, în costumul lui Adam pe cruce. N-a avut nimic pe el. El care îmbracă floarea câmpului. Și El care ne îmbracă pe toți. S-a sărăcit și s-a dezbrăcat să ne îmbogățească. Exemplul nostru. Nu înțeleg oamenii. Oamenii care nu cunosc pe Hristos, ei nu înțeleg de ce noi suntem azi în biserică. Oamenii care nu cunosc pe Hristos, ei nu înțeleg de ce noi venim aici și ne rugăm și ne punem pe genunchi și ne punem întrebarea, bă, dar ai un Dumnezeu? Am. Dar l-ai văzut? Dar sta de vorbă cu El? Știți ce să le răspundeți astor oameni? Nu l-am văzut pe Hristos. Dar în fiecare zi mănânc pâinea și beau apă. Amin. Și respir aerul și așa cum e. Nu l-am văzut pe Iisus Hristos. Dar l-am văzut astăzi în oamenii care sunt în biserică, în ochii lor. Și ei l-au văzut în mine. Și ne-l dăm unii altora și ne îmbogățim în Hristos. Că poate sora l-are mai puțin și eu l-am mai mult, sau tu l-ai mai mult și eu mai puțin. Și am venit și ne-am pus aici în mijloc obolul nostru. Și am luat fiecare bucată. Poate fratele are binecuvântarea de sănătate, poate sora îi trebuie binecuvântarea în casă, poate fratele are binecuvântare sau n-are binecuvântare. Și am pus tot aici și fiecare ia din marea grămadă a lui Dumnezeu pentru el. Asta nu înțeleg ei. Bă, dar de ce vă tot adunați acolo? Nu puteți să vă rugați și acasă. Îmi spun unii. Că zice, Hristos e în inimă, boare. Bă, dar nu te-am auzit vorbind de El. Pentru că din prinsosul inimii, spune Evanghelia, vorbește gura. Păi nu l-ai pe Hristos, că nu vorbești despre El. Nu l-ai. N-ai
să n-ai. Vorbești orice și știi orice, dar nu-l ai, că nu vorbești. Nebunii zilelor noastre sunt și ei în Evanghelie. Tocmai în Apocalipsa, care o trăim azi. Apocalipsa 3:17. Ne apropiem de încheiere. Pentru ce zici? Fiți atenți. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești. Fiți atenți cum îi face Dumnezeu, gura Domnului care vorbește. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Mă, nici aiurile de pe tine nu s-a tale, mă. Și te îmblași numai de la firme de renume. Deci, zici așa, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Baza meritelor mele, mai să-ți arăt diplomele mele, mai să-ți arăt cu cine stai de vorbă. Tu știi cu cine stai de vorbă, n-ați văzut oameni din așa cum l-a sub pe sus. Întâi apar vreo 10 înaintea lor, pe urmă se coboară ei, nu știi nici din care mașină se coboară, că sunt vreo 5 mașini, ei sunt tot timpul sub acoperire. Zice, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărat, orb și gol. Apocalipsa 3:17. Și numai în 3:20, la câteva versete, ce spune Domnul? Iată, eu stau la ușă și bag. La ușa inimii tale. Dacă nu mai ai în inimă, spune Domnul, zero, barat, tot ce. Omul care îl uită pe Dumnezeu este numit în Evanghelia de astăzi nebun. O viață întreagă de 60, 70, 80 de ani trudită, cu pălmile bătătorite, la finalul vieții să primești diploma nebun. Frumos. Pentru că nu uitați că ultima diplomă El ne-o dă. Ultima diplomă El ne-o dă. Și închei, și bine ar fi să înțelegem odată pentru totdeauna, Matei 7, mă iertați cu versetul 21. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru omului și din inima oamenilor, unde culmea nu locuiește Iisus, ies gândurile rele, prea curbiile, curbiile, uciderile, furtișagurile, comiile, vicleșugurile, înșelăciunea, faptele de rușine, ochiul tău, gula, trufia, nebunia. Ăsta e cuvântul de astăzi. Cu Hristos pe cale și la urmă declarat nebun. Cu Hristos pe cale și la urmă declarat nebun. Îmbogățit în nebunie și nu în Hristos. Scumpii mei, sunteți cei mai bogați oameni de pe pământ. Și chiar dacă n-aveți certificat de om bogat, vi-l dă astăzi Hristos. Chiar dacă nu aveți insignă ca să arătați lumii cine sunteți voi, pe inima dumneavoastră scrie un singur nume, înaintea căruia să pleacă cerul și pământul, Iisus. Iisus este numele, singurul nume dat oamenilor în cer și pe pământ, care să fim mântuiți. Amin. Dacă astăzi ai venit la biserică, dacă astăzi ai auzit predica asta și o vei auzi, pentru că predica asta se va auzi și în veșnicie, ca să rămână pentru unii de mântuire și pentru alții de mărturie. Există două și aici tăișuri, știți? Sabia cu două tăișuri. La unii predica asta este spre mântuire. Și Domnul a vorbit și astăzi, și mie și dumneavoastră. Mă duc acasă și m-am spus ceva. Primul lucru, ascult ce-o vorbi Domnul. Îmi predic mie. Dar la alții le va fi spre mărturie. Pentru că noi și cunoaștem că există păcate de comitere care le face omul cu bună știință și păcate de omitere. Creștine, nu omite predica asta. Creștine, Domnul ți-a spus astăzi așa. Indiferent ce ai, tot ce ai primit este de la El. Pune la picioarele Lui tot ce ai. Asta nu înseamnă să nu ți leagă unii, trebuie să aduci la biserică, să-l îmbogățești pe popa sau nu știu eu ce prostii. Nu, nu. Eu îmi iau întotdeauna măsurile de precauție că mă uit acolo la review-uri după predică și mă speri. Nu, nu. Pune la picioarele Domnului tot ce ai și recunoaște că tot ce ai este de la El, că fără El nu poți face nimic. Fii bogat în Hristos. Dă la toți
ceea ce merită, dacă merită. Dacă cer mai mult, nu-i nimic, cum zicea la, cer unul haina, deși că meșa. Nu nimic. Nu nimic. Că Domnul ne îmbracă. Ne îmbracă haina mântuirii. Știți ce spune preotul când își ia stiharul? Rugăciunea care o spune, că mă tot auziți pe mine bombănind acolo ceva, să nu credeți că vorbesc la telefon. Nu așa, binecuvântat este Dumnezeu care m-a îmbrăcat în haina mântuirii. Ca o mimire mi-a pus culoane și ca pe o mireasă cu podoabă m-a împodobit. Dacă ai haina lui Hristos, cum spune poezia, și fără ea tot suntem morți. Mulțumesc, Doamne. Fără haina lui Hristos nu poți intra în cămara de nuntă. De aceea spune lui Dumnezeu așa, Doamne, mă desvelesc astăzi înaintea Ta cu toată viața mea. Pun viața mea la picioarele Tale. Îmbracă-mă în haina mântuirii, îmbogățește-mă în tine și dăm certificatul tău pe care scrie răscumpărat în Hristos. Amin. Un prieten, al unui prieten de-al meu a fost întrebat, zice, mă, ce scrie pe certificatul tău de naștere? Care-i numele tău? Că zice, eu nu-ți cunosc numai, parcă ai vreo două nume, eu nu-ți cunosc numai unul. Fiți atenți ce răspuns i-a dat. Vorbeau doi creștini între ei. Răscumpărat pentru a sluji. Răscumpărat de Domnul Iisus Hristos pentru a sluji. Scumpii mei, slujiți în via Domnului, căci mare va fi răsplata Stăpânului. Voi sunteți oameni din via lui Hristos. Voi sunteți oameni în Hristos și în biserică. Voi sunteți oameni nu bisericoși, ci îmbisericiți. E mare diferență a fi un bisericos și a fi îmbisericit. Voi sunteți deștepții Domnului și nu nebunii despre care vorbește astăzi Domnul Evanghelie. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.